Bună tuturor celor din zodia de gemeni sau care aveți ascendentul sau luna în zodia de gemeni și bine v-am regăsit la citirea generală pentru luna noiembrie 2023. Și vom începe cu numărul norocos pentru voi unde avem 21, reabilitare și diploma diplomație. Probabil anumite situații se vor schimba într-un mod benefic și pozitiv în viața voastră. După cum știți, dacă vă doriți o citire personalizată, îmi puteți lăsa un mesaj pe WhatsApp la numărul afișat chiar aici. Iar în funcție de fiecare dintre voi, dacă doriți să lăsați un like sau să vă abonați acestui canal, să știți că apreciez foarte mult aceste lucruri și vă mulțumesc din suflet. Bun, haideți să vedem Energia principală pentru prima săptămână din luna noiembrie, unde avem un 5 de spade. Anumite conflicte pot apărea în viața voastră. Pot fi tot cu semne de aer, gen în balanță, vărsător sau cu semne de apă, rac, scorpion, pești. Se vede că ceva vă tensionează, vă enervează foarte tare, lucrurile nu merg așa cum v-ați fi dorit. Apar anumite speranțe că se poate îmbunătăți. O situație din viața voastră, dar văd manipulare, o persoană care va încerca să vă pună bețe în roate cu niște informații false, o propunere falsă, anumite minciuni care, se, care apar. În același timp, pe undeva, pe la sfârșitul primei săptămâni din luna noiembrie, puteți afla o veste bună sau lucrurile încep să se detensioneze și văd speranța că apare mai multă liniște, apare mai multă armonie, apare înțelepciune, experiența, conversații plăcute și o petrecere văd în viața unora dintre voi, conversații plăcute, întruniri, întâlniri armonioase, dar și o petrecere. În a doua săptămână din luna noiembrie vă vine o idee cum să rezolvați o problemă sau aflați adevărul pentru că adevărul într-o situație, pentru că tot ați auzit niște zvonuri, dar nimic nu s-a concretizat iar zvonurile respective, burfele, informațiile incomplete v-au pus așa într-un punct de așteptare, ca și cum ce se întâmplă de acum încolo, ce o să urmeze, ce o să mai fie, v-ați sacrificat, vă sacrificați de dragul cuiva, puteți vedea face tot cu semne de aer, în balanță vărsător, dar apare și zodia pești. Puteți afla o informație care să vă scoată la suprafață un în adevăr într-o seară, vă duc o discuție pe care o veți avea cu câteva persoane. Nu sunteți încrezători în ceea ce auziți, nu știți cum să vă scoateți la capăt sau cum să scăpați de energia cuiva care vă tot pune bețe în roate. Poate fi și o poveste de dragoste un pic mai zdruncinată în care lipsește comunicarea sau implicarea din partea persoanei iubite. În a treia săptămână din nou avem conflicte, dragilor, dar ce faceți voi în luna noiembrie că parcă sunteți întorși așa cu totul? pot apărea într-adevăr niște discuții în contradictorii, niște neînțelegeri, niște nemulțumiri, o discuție mai aprinsă cu o persoană care vă rănește, vă indispune sau vă calcă inima în picioare. Văd o dezamăgire profundă, dar are legătură cu o situație din trecut sau este o situație veche, nerezolvată. <coughs> Pentru că văd faptul că vă întoarceți în trecut la anumite evenimente care s-au petrecut la fel, poate. Aveți de-a face cu semne de foc, berbecleu, săgetător, semne de aer, geme, balanță, vărsător, semne de apă, rac, scorpion, pești, foarte multă emoție puneți în luna aceasta, dar și foarte multă supărare. Văd un nou început pe o cale legală, ori reușiți să rezolvați o situație financiară, niște documente, acte, cununie, un proces, analize medicale, dar văd totuși că vine ceva rapid către voi și vine în abundență, probabil o sumă de bani pe care o așteptați și posibil ca unii dintre voi să aflați de faptul că o anumită persoană vă lasă în pace odată pentru totdeauna sau dispare cineva care tot va a creat necazuri în a patra săptămână vă văd foarte prins în anumite activități și nu vreți să vă îndepărtați de la scopul propus, cu toate că apar anumite surprize sau vă poate surprinde anumite situații, trebuie să abandonați ceva, trebuie să mergeți undeva și nu prea vreți. Țineți cu dinții, țineți morții și să nu mergeți la acel drum. Să lăsați în urmă toxicitate, mi pare și zodia Capricorn, o persoană de la drum care vă Stresează. Aici tare mic trebuie să aveți grijă un pic la energia unei femei care încearcă să vă facă ceva, să lase ceva la voi ca să vă meargă pe dos. Persoana de la drum, o femeie de la drum trimite prin cineva un pachet, ceva, Da, totuși vă da un drum, o călătorie, o veste care nu vă încurajează. Aflați de intențiile cuiva, aflați cine va făcut anumite lucruri, pentru că se văd clar niște făcături în ultima, lună din, în ultima săptămână din noiembrie și atunci trebuie să fiți un pic mai precauți într-adevăr pentru că va fi și Sfântul Andrei acolo atunci se fac cele mai puternice ritualuri și bune și rele din punct de vedere amoros mh. Este vorba de o persoană nehotărâtă în viața voastră, ba vine, ba pleacă, ba vă iubește, ba se ceartă cu voi, apare instabilitate și multe schimbări de dispoziție din partea persoanei iubite. Puteți avea de -a face și pun un semn de pământ, ori fecioară capricorn, semn de aer, gemen, balanță vărsător, semn de apă, rac, scorpion, pești, întâlniți mai multe persoane, luați o hotărâre în ceea ce privește o poveste de dragoste, dar văd o realizare foarte mare pe legături de dragoste, mai ales la cei dintre voi care v-ați mutat împreună, care vă faceți planuri de mutat împreună sau se ameliorează o situație îngrijorătoare pentru că văd că persoana iubită vine către voi persoana la care voi vă gândiți sau pentru care aveți sentimente vine cu multă dragoste către voi și chiar o să vă pună pe gânduri situația aceasta dar nu într-un mod negativ chiar vreți să faceți să funcționeze această poveste din punct de vedere profesional un succes mare pentru că apare o dorință împlinită multă satisfacție multă reușită speranța voastră se realizează aveți o speranță pentru un proiect pentru un loc de muncă pentru schimbarea locului de muncă pentru evoluția în carieră pentru că ați și întâmpinat foarte multe greutăți și ați avut multe de tras apar suspiciuni apar anumite suferințe, dar le depășiți pentru că avem cartea întoarsă și văd multă siguranță pe viitor, evoluție foarte pozitivă, dar și noi începuturi. Noi începuturi pentru că ieșiți din zona aceasta de melancolie, de tristețe și sunteți mai încrezători ca niciodată, că ceea ce veți face din punct de vedere profesional va fi cu succes. Financiar sunteți pe gânduri, căutați modalități prin care să vă descurcați mai bine. Cred că intrați în contact cu o persoană care vă propune ceva, numai că va trebui să aveți un pic de răbdare sau evoluția financiară se va simți mult mai clar din luna decembrie. Este o persoană care vă face o promisiune sau vă ajută. Poate fi zodia pecioară, leu, săgetător, rac, scorpion sau pești. Văd că veți da dovadă de foarte mult curaj pentru a menține în echilibru pentru a vă menține în echilibru finanțele, dar văd și noi abordări, noi idei prin care să câștigați. Vă văd atenți la ă, speculațiile financiare, la investiții, pentru că ați avut o pierdere imensă la un moment dat și nu mai vreți să treceți prin aceeași situație. Din punct de vedere al sănătății, sunteți un pic cam îngrijorați, cam panicați, pentru că se văd anumite probleme care nu vă dau pace și într-adevăr vă ia cu panică, când vă simțiți un pic pierdut și mergeți să faceți niște analize, uh, apar infecții, apar uh, dureri ne neexplicate, uh, dar văd și anumite vești de vis, vis de problema aceasta, poate fi o răceală urâtă, niște analize proaste văd la unei dintre voi, numai că veți repeta până când uh, sau veți mai cere o părere, pentru că Chiar văd că schimbați și așa în regimul vostru alimentar, luați tratamentul. Este un tratament sever din câte la unii dintre voi. Cred că vă cam panicați un pic pe sănătate. Provocarea apare cu un nou început. Poate tot așa. Apar niște propuneri, ia să vedem. În familie apar niște provocări, dar sunt vechi, țin de ceva timp, să știți. Tare mic observați schimbarea cuiva și apar niște dubii, că cum așa peste noapte ce persoană s-a schimbat, ce urmărește. Poate fi vorba și de o moștenire, poate fi vorba și de niște discuții apăsătoare în familie. E ca un pericol ascuns și aici veți fi un pic atenți. Poate aveți de-a face și cu semne de pământ, ori pe capricorn, semne de foc, berbecleu săgetător. Da, atunci să cred că e vorba de o persoană care va încerca să vă păgubească în vreun fel sau să aducă o spărare în viața voastră sau minte cu ceva și aici este provocare că încercați să aflați ce, ce se întâmplă. Surpriza vine de la un drum scurt, în urma unui telefon, a unui mesaj sau fizic vine o persoană către voi care vă aduce... Este o persoană modestă, să știți, este o persoană foarte muncitoare, este o persoană sinceră și deschisă, vă ajută într-un proiect, vă ajută într-o evoluție pe care vă doriți. Acolo unde s-a distrus ceva în viața voastră, vine cu o mână de ajutor, o poveste de dragoste care începe să se contureze, poate unii dintre voi aveți de a face tot cu un uh, geamăn. Uh, vine cineva către voi, vă surprinde, vine de la drum uh, și vă o evoluție pozitivă. Veți avea noroc ca dintre voi care sunteți într-un trio amoros, că se clarifică ceva sau găsiți soluții să vă vedeți cu persoana iubită sau să înțelegeți povestea în care vă aflați sau vine acea persoană cu mai multă dragoste, dar poate fi vorba și de un progres sau de persoane care vă vor fi alături în momente grele. Dragilor, cam atât am avut să vă spun. Vă mulțumesc tare mult că mi-ați fost alături și astăzi. Vă pup, vă îmbrățișez pe toți cu mult drag și să ne auzim cu bine data viitoare. papa. Pa!